Liderul minerilor din Valea Jiului, Darius Câmpean, a declarat pentru Hunedoara 1 TV că nici până acum nu a fost semnat și aprobat de către guvern memorandumul ce prevede exceptarea minerilor hunedoreni de la măsurile de austeritate. Din această cauză nu sunt respectate nici drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă. Rămași fără suplimentele financiare, minerii amenință că din data de 15 decembrie de la ora 12:30 vor începe protestele. Noi am solicitat să se rezolve problema memorandumului, pentru că l-am înștiințat pe prefect că dacă nu, din data de 15 noi începem protestele. Asta este, nu altceva. Ieri a fost comisie de dialog social, noi am spus că contractul colectiv de muncă nu se respectă și dacă până în 14, când noi am semnat protocolul că se acordă drepturile, acestea nu se vor acorda, ieșim în stradă din 15. Noi vorbim de prima de Crăciun, prima de Sfânta Varvara, prima de ziua angajatului, primele de pensionare, avem pensionari care iasă zilele astea la pensie și nu-și pot încasa prima de pensionare, tot ce înseamnă adaus salarial. Noi așa am semnat protocol după discuție cu ministrul și cu domnul premier. Și au spus că până pe 14 rezolvă cu memorandumul. Noi ok, dacă se rezolvă pe 15, noi ieșim la protest, că nu suntem nebuni. Dar dacă nu se rezolvă, noi am anunțat și am și notificat toate primăriile din Valea Jiului, toate polițiile din Valea Jiului, că în orașele unde avem sucursale vom ieși la protest. Minerii vor protesta în fața exploatațiilor fără întrerupere activității.